peste 60 de polițiști dintre cei 100 care trebuie să asigure permanența în județul Suceava și-au anunțat șefii să nu se mai bazeze pe ei decât în timpul programului. Polițiștii care asigurau de acasă permanența după terminarea programului erau plătiți dacă îi chemau șefii la serviciu cu până la 700 de lei pe lună. De la începutul anului, aceste plăți au fost sistate, iar polițiștii au anunțat conducerea inspectoratului că nu mai sunt de acord să vină la serviciu în timpul liber. Atât colegi de la Poliția Câmpul Moldovenesc, Biroul Investigații Criminale, eu personal, cât și colegi de la alte structuri și subunități de poliție din țară, am depus rapoarte de refuz de a asigura această permanență de la domiciliu neremunerată. Din punctul de vedere al sindicatelor, am venit cu propuneri și sperăm să găsim o cale legală de a se rezolva această problemă. Cei care asigură efectuarea cercetării la fața locului a evenimentelor după ora 16 trebuie să vină de la domiciliu. Programul de lucru este 8-16. Mă refer aici la cei de la investigații criminale, criminalistică, poliția de proximitate, unele structuri de poliție rutieră, centrul de reținere arest preventiv. O variantă în cazul în care nu vom fi remunerați în continuare este asigurarea serviciului în ture, în schimburi. Dar este destul de problematică, întrucât cunoaștem cu toții deficitul de personal. Deși li s-a transmis că sunt obligați să vină la serviciu atunci când sunt chemați, polițiștii spun că legea îi obligă să lucreze în timpul liber doar în cazul unor calamități și dezastre naturale. În aceste răspunsuri se face referire la situații temeinic justificate, prevăzute de articolul 44 din legea 360 pe 2002. Sintagma situații temeinic justificate a fost declarată neconstituțională. Curtea Europeană face diferență între situații temeinic justificate și situații de excepție. Situații de excepție constând în dezastre naturale, calamități sau evenimente de amploare deosebit de grave. Unde da, trebuie să intervenim și din timpul liber, prin natura serviciului. Comunicarea interpretativă a directivei Parlamentului European 88/2003 definește în mod expres timpul de lucru și timpul de repaus. Acestea fiind separate, delimitate și se exclud reciproc. În același articol se definește faptul că atâta timp cât angajatorul este la dispoziția angajatului, acesta constituie timp de lucru pentru care ar trebui să fie remunerat. Având în vedere că OMAI 78/2017 și a încetat aplicabilitatea pe 31 decembrie 2017, începând cu 1 ianuarie, permanența de la domiciliu a polițiștilor nu mai este remunerată. Motiv pentru care, după ora 16, polițiștii se află în timpul lor liber, beneficiind de acesta după bunul lor plac. Sindicaliștii din poliție așteaptă de la Ministerul de Interne o soluție pentru problema plăților pentru asigurarea permanenței.